Dezastru pentru zani la Survivor All-Stars A fost lucrat chiar de colegii lui Parcă ghinioanele se țin lanți pentru zani la Survivor All-Stars 2024 După ce a fost la un pas să o vadă pe iubita sa, Ana Porgras, eliminată din competiție, regele neîncoronat al faimoșilor a fost lucrat chiar de colegii lui Ce i s-a întâmplat liderului din Tabăra Roșie? Joi 28 martie 2024, o altă săptămână a show-ului Fenomen de la Pro TV a luat sfârșit, iar clasamentul favoriților a fost dezvăluit. Concursul din Republica Dominicană se apropie cu pași repezi de final, iar întrebarea stă pe buzele tuturor. Cine va câștiga Survivor All Stars? În acest sezon, echipa de casting a selectat cei mai buni concurenți din edițiile trecute. Iar lupta pentru marele premiu devine din ce în ce mai strânsă. Dezastru pentru Zani la Survivor All-Stars A fost lucrat chiar de colegii lui. Chiar dacă până acum Zani părea să fie favorit la titlul de câștigător al Survivor All-Stars, se pare că faimosul a fost lucrat chiar de colegii lui. Liderul nedeclarat al taberei roșii a ajuns într-o situație de-a dreptul dezastroasă. După ce a fost la un pas de aș vedea iubita eliminată din competiție, Zanidache se lovește de altă problemă. În ultimul clasament actualizat, care ia în considerare numărul de jocuri câștigate în cele 11 săptămâni scurse, Zani nu se află doar în afara primei poziții. Dar nu se regăsește nici pe podium, concret. Fostul campion al sezonului 2 al emisiunii Survivor România ocupă doar jumătatea superioară a clasamentului, locul 6, sub cei doi colegi faimoși pe care îi contempla plecarea. Andrei Ciobanu și Ana Pal. În prezent, pe prima poziție se situează Ștefania Ștefan, care domină cu autoritate clasamentul celor mai eficienți concurenți de la All Stars și pare să fie favorită pentru câștigarea marelui premiu în valoare de 100.000 de euro. Războinica a participat la 51 de meciuri din care a câștigat 43 și a suferit 8 înfrângeri, ceea ce reprezintă o eficiență de 84,31%. Care este clasamentul complet al concursului Survivor All Stars?